Războiul de la granițele țării le dă fior românilor. Platforma pe care oamenii se pot programa pentru eliberarea de pașapoarte este blocată de mai multe ore. Iar la centrele unde acestea se emit, sunt cozi la care se stă și câte 2-3 ore. Unii au venit pentru că au nevoie să plece în călătorii, însă mulți recunosc că invazia Rusiei în Ucraina i-a împins spre direcțiile de pașapoarte. Suntem la numai o frontieră distanță de cel mai mare conflict din Europa de după al doilea război mondial. Iar asta îi sperie pe o bună parte dintre români. Această femeie vrea să meargă în America, la fiica sa. Spune că în cazul unei invazii vrea să fie aproape de cei dragi. Eu stau în centru civic, lângă Parlament acolo, vă dați seama. Și acolo am ajuns când mi-am pușcat fata, mi-a ars casa la Revoluție. Deci trăiesc a doua tragedie. Oamenii spun că vor să-și păstreze calmul, dar în același timp trebuie să fie precauți. Îngrijorarea există, dar, mă rog, trebuie să fim totuși liniștiți că deocamdată e bine și probabil că va fi bine în continuare. Iar zic, noi făceam pentru copii să plecăm în vacanță, pentru că avem bilete făcute, dar na, e bine să fie pașapoartele la zi. Sunt însă mulți și cei care au venit din alte motive să-și elibereze pașaportul. Plec în Egipt, nu sunt speriat de război sau ceva de genul. Am auzit în jur problema asta. E treaba lor, nu mă bag. Da. Fiecare face ce vrea. Iar numărul celor care vin să-și elibereze documentele este într-o continuă creștere. Numărul persoanelor care solicită pașapoarte a crescut, începând cu o lună de zile în urmă. Aproximativ. Activitatea s-a dublat în ultima perioadă. Și pentru că solicitările sunt tot mai multe, platforma de programare online nu mai face față. Aș fi vrut să vă spun că mi-am făcut și eu programare pentru pașaport și aș fi vrut să vă spun în cât timp ar urma să eliberez acest document, însă nu am reușit pentru că platforma a picat în acest moment din cauza faptului că intră foarte mulți oameni să încerce să se programeze pentru pașapoarte. În capitală, primele programări pentru eliberarea pașaportului sunt disponibile abia la sfârșitul lunii martie. Cine nu găsește loc în perioada dorită, poate merge în județele limitrofe, iar asta e valabil pentru toate zonele țării.